A fost turnat covorul asfaltic pe podul peste calea ferată de la Metalurgica. În paralel, drumarii de la Urbis au început lucrările de asfaltare a celor două bretele de acces pe pod, dinspre DN2B Buzău-Brăila și rampa dinspre Bulevardul Industriilor. Având în vedere că firma Troia finalizează podul peste calea ferată, a rămas ca Urbisul să asfalteze bretelele care leagă podul cu restul orașului. Astăzi vom asfalta al doilea strasatul de uzură pe breteaua care pleacă dinspre podul peste șoseaua Brăilei spre Brăila Rar și vom freza breteaua dinspre podul peste calea ferată spre Brăila. Urmând ca săptămâna viitoare să frezăm și să asfaltăm rampa care urcă de la Aleea Industriei spre podul peste calea ferată. Podul rutier pe sub care trece drumul național Buzău-Brăila a fost reabilitat în toamna anului 2020, iar după terminarea celui de-al doilea pod din pasarela de la Metalurgica, circulația auto prin zona industrială va putea fi reluată. Traficul rutier se va decongestiona, iar după finalizarea străzii Iazul Morilor vor fi preluate pentru reabilitare două bulevarde care fac parte din același contract. Este vorba despre bulevardele Republicii și 1 decembrie, care în acest moment au preluat tot traficul auto care se desfășura pe podul peste calea ferată de la Metalurgica. Recepția finală se va face săptămâna viitoare, iar traficul rutier va fi reluat pe cele două poduri componente ale pasajului de la Metalurgica și prin zona industrială.